viceprimarul general Nicușor Dan, pentru că a făcut o conferință de presă maraton în care a vorbit doar despre un singur subiect. Azi că puteți să mă întrebați de încălzire, nu vă zic. Puteți să mă întrebați de apă caldă, nu vă zic. Puteți să mă întrebați de orice altă chestiune, nu vă zic. Eu vorbesc doar despre urbanism. A fost o conferință exclusiv despre urbanism și în timpul acestor declarații a venit și fraza Trăsnet. Câte blocuri ilegale sunt în București și ce ar trebui să se întâmple cu ele? Au fost construite nenumărate, probabil de ordinul miilor de blocuri ilegale în București. Și o spun cu toată responsabilitatea. Mai puțin acestea au avut autorizație de construire, au avut procese verbale de recepție, au fost înscrise în cartea funciară. Nu o să începem acum să ne ducem să urmărim toată această activitate. Din păcate, sunt zone în oraș care au fost dezvoltate total împotriva oricăror reguli și care peste, după ce standardul de viață va crește în București, se vor transforma în niște ghetouri. Asta este situația. Există niște, pe de altă parte, există un număr de, nu știu, de ordinul 10-20 de situații litigioase în care s-au contestat autorizații, s-a cerut demolarea sau demolarea parțială a unor imobile construite. Ar fi foarte sănătos ca lucrul ăsta să se și întâmple pentru ca oamenii să înțeleagă că există o lege. Deci cum, doamna Andronic, ar fi sănătos să se întâmple demolarea ca să înțeleagă oamenii că există o lege? Adică oamenii care? Cei care locuiesc în blocurile ilegale să-i pedepsim ca să dăm așa o lecție planetei? Asta este logica domnului Nicușor Dan. Mi-e foarte greu să intru în logica lui. Oricum vorbește despre lucruri care nu sunt de mare interes în momentul ăsta. Vorbești despre oamenii care stau în astfel de blocuri în condițiile în care oamenii din București nu au apă caldă și nu au căldură. De blocurile legale, oricum, ca să zic așa. Da, adică despre asta vorbim. Ce faci cu oamenii aia care chiar te-au votat, chiar stau în blocuri legale, cum spuneți dumneavoastră, și pentru care tu ai fost ales să faci ceva? Dar Nicușor Dan nu iese din această logică a construcțiilor, pentru că asta a făcut și înainte, cu toții știm lucrul ăsta. S-a vorbit mult în spațiu public despre asta, altceva nu știe. Faptul că vii la o conferință de presă, tu, Dita Mai, primarul general al Capitalei, și pui condiția să nu vorbești despre, să nu fii întrebat despre în condițiile ce care te apar arde destul de rar, exact, în public. În condițiile în care cea mai mare problemă este alta și nu asta a construcțiilor ilegale, vine Crăciunul, vin sărbătorile, omul ăsta nu știe să vorbească despre altceva. Nu pot decât să spun că îmi pare rău pentru bucureșteni, sincer. Amenințare directă, punem buldozerul pe ei, practic, asta ne transmite a domnului Nicușor Dan. Mi-au scris rândunele de la mine de pe stradă, vor cui bun înapoi, de la domnul Nicușor Dan. Sunt mii de blocuri ilegale, așa cum spune așa domnul spune. Nicușor Dan, or fi, dar astea care se construiesc acum ilegal și unde... Îți mai aduce aminte primul scandal pe care l-a făcut el cu Clotid, Nicușor Dan și Clotid Arman, s-au dus lângă sediul PNL, pentru că acolo se construia în parcul de lângă sediul PNL sau în curtea sediului PNL. Pe un teren de lângă, da. S-au defrișat copaci că se construia ceva ilegal. Am trecut astăzi pe acolo. Blocurile sunt înalte de 4, de 5 plus 1, ca să fiu pentru că au constatat exact că era legal. Și că n-a fost decât o circotecă de început de mandat, cum bine spui, că au fost printre primele acțiuni și ale doamnei Clotilde Armand și ale domnului Nicușor. Îți aduce aminte de, da, de mega-scandalul acela cu televiziuni, cu... Constatarea a fost că, de fapt, lucrurile sunt legale acolo, de-aia avansează cu etajele. Să dăm o lecție, domnule Constantin, spune domnul Nicușor Dan, și o să vedem cui vrea să dea una dintre aceste lecții. O să intrăm imediat în legătură directă cu... o familie dintr-unul dintre acele blocuri pedepsite de domnul Nicușor Dan și care probabil acum este pe lista execuțiilor, pentru că domnul Nicușor Dan spune că trece la tipul ăsta de acțiune în forță. E o aberație, evident, ce, cum abordează Nicușor Dan problema urbanismului. Din Salvațiu Bucureștiu vrea să-l demoleze, să distrugă Bucureștiu și transformă imediat lozinca
pe care a utilizat-o pentru a câștiga fotul. Bine, de primar. A utilizat-o ipocrit, că știm că restaurantul ilegal din parc, dar îl ocrotea, nu îl demola. Dar vedeți, totdeauna, cine a folosit buldozerul în București a avut un sfârșit... Bun, mă rog să nu facem, da? Cum ziceți, comparații. Nu vreau să, așa, să nu credă că suntem invidioși și pe coafurea lui, știi, că noi suntem mai... Exact. Așa, dar ceea ce a evidențiat azi o ruptură totală de realitatea Bucureștiului, de problemele care, de asta nu vorbim, vorbim de ceva care practic... Cum am zis, până și aici, putea să fie un pic cu picioarele pe pământ. Da. Până și această realitate a blocurilor litigioase, cum le spune domnul Nicușor Dan, înseamnă de fapt nu niște hârtii, nu înseamnă doar o lamă de buldozer cu care ameninți, înseamnă viețile unor oameni. Vreau să revedem un fragment dintr-un material care știu că v-a impresionat la momentul difuzării aici, la Antena 3, pentru că ați cunoscut niște oameni. Niște oameni care au, din păcate, în continuare o suferință. Care au, din păcate, nevoie de un sprijin. Și în loc de sprijin, primesc amenințări. Nu că nu li se rezolvă problema, primesc amenințări de la cei care ar trebui să găsească o soluție. Că de-aia s-au bătut să fie aleși bucureștenilor, ca să rezolve, ce să vezi, problemele bucureștenilor. Priviți fragmentul acesta și o să mergem la Daria, cea care îi transmitea lui Nicușor Dan un mesaj în legătură cu Crăciunul și cu ziua ei de naștere. Și o să vedem ce s-a mai întâmplat în blocul ilegal din sectorul 5. Fără apă caldă și fără căldură într-un cartier din capitală. Ați putea spune că a devenit o normalitate pentru bucureșteni, dar situația acestor oameni, 90 de familii, este una chiar mai gravă. Nu au nici măcar curent și nu de ieri de azi, ci de 3 luni. Noi am făcut toate demersurile către compania furnizoare de energie electrică și dumnealor au fost de bună credință, au înțeles foarte bine situația noastră și au încercat să urgenteze cât au putut ca noi să obținem un contract de racordare. În acest moment, comanda pentru contractul de racordare se află pe masa firmei de execuție, dar firma de execuție nu poate să înceapă lucrarea, practic să sape din stradă și până la noi la bloc, pentru că nu are aprobare. Pe 27, acum, s-au împlinit 3 luni de când nu mai avem curent și cu toate demersurile și cu toate eforturile noastre, nici până acum nu s-a terminat chinul nostru, deși în bună parte am avansat. Asociația a strâns bani pentru branșament, Enel-ul ne-a dat o soluție. Depindem de o semnătură a primarului Capitalei pentru aprobarea unui șanț de 140 de metri de la colț până aici, ca să se poată facă branșament. Această semnătură, sau răspunsul la solicitarea noastră, a depășit termenul de 90 de zile în care trebuia să apară acest răspuns. Nu mai așteptați tragedii, preveniți-le. Stăm în frig așteptând o semnătură. Birocrația ne ucide. Nu ne pedepsiți, nu e vina noastră. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care oamenii le strigă în fiecare zi, fără însă ca cineva să îi audă. Până de curând, locuințele lor au fost conectate la curent electric prin artificii ilegale, care ar fi fost făcute de dezvoltator. Și spun ei, i-a păcălit, dându-le garanții că toate documentele sunt în regulă. Iar situația a fost așa ani de zile, până în această vară, când s-au trezit dintr-o dată în beznă la propriu. Vorbim despre familii cu copii sau oameni în vârstă, mulți dintre ei cu grave probleme de sănătate. Foarte mulți, de fapt majoritatea locatarilor, mai ales acum în perioada de iarnă, vor improviza fel și fel de surse de căldură. Iar improvizațiile acestea sunt foarte periculoase. Dacă din cauza gazelor copilul meu moare, iar eu supraviețuiesc, eu sunt părinte iresponsabil. Sunteți de acord?